Iniete, dar trei jucători la Naționalele României și Moldovei, David Asande, își dorește din tot sufletul ca toți cei trei internaționali să se întoarcă în Galați sănătoși. Meciul cu Spicom trebuie să găsească echipa de la Dunăre cu toți jucătorii valizi. În această perioadă, în momentul când dispuți foarte multe jocuri, în afară de cele oficiale, fiecare echipă națională mai dispută cel puțin 2-3 jocuri amicale și se adună foarte multe jocuri într-un timp scurt. Bineînțeles că cele amicale nu au aceeași intensitate, dar se acumulează o stare de oboseală, disputând 5-6 jocuri în 10 zile, drumurile care, bineînțeles, distanțele care sunt foarte lungi. Mă refer la jucătorii noștri care joacă în Moldova, care vor evolua în Polonia, împotriva unor echipe foarte puternice, Spania, Serbia, Polonia, țara gazdă. Acest lucru e benefic pentru noi, că pe data de 19 jucăm, fiindcă au și jucătorii timp 4 zile să-și revină după acest efort intens și să-i putem folosi la o capacitate maximă, pentru că intrăm în linie dreaptă cu acest play-off. Important este ca jucătorii care se vor întoarce de la echipele reprezentative să-și revină cât mai repede din punct de vedere fizic. Dacă va avea toți jucătorii la nivel fizic bun, United nu poate să aibă probleme cu Spicon, Sfântu Gheorghe.